Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul Iisus. Este pentru prima oară când vorbesc înaintea frăților dumneavoastră și să-mi iertați emoțiile. Nu m-am pregătit cu absolut nimic, dar aveam ceva pe conștiință și mi-a zis părintele, vrei să ieși? Și am primat, am zis nu, dar apoi Domnul m-a apăsat și mi-a zis, ieși. Nu vreau să credeți că vă vorbesc eu de aici, vreau să credeți că aici este Domnul Iisus și vă vorbește printr-un păcătos ca mine să vă atingă fiecare inimă. Foarte frumos au prezentat frații Evanghelia de astăzi, foarte frumos ne spun cum să trăim, cum să fim mai aproape de Domnul Iisus. Și ce m-a mustrat pe mine, Domnul, în conștiința mea este așa. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. Amin. Domnul Iisus a făcut tină. Oare de ce nu și-a pus mâinile peste ochii orbului acela și a făcut acest lucru? Oare de ce nu a spus, vezi și să vadă orbul acela? Domnul Iisus ne arată că El n-a venit în lume să facă voia Lui, ci să facă voia Tatălui. Tatăl ceresc din ce ne-a făcut pe noi? Din pământ. Domnul Iisus a vrut să ne arate aici că este trimis de Tatăl Ceresc, de Dumnezeul nostru, al tuturor, și nu face decât voia Lui. Și Domnul Iisus a făcut această tină. Dacă ar fi pus doar așa praf pe ochi, ar fi stat, n-ar fi stat. Dar Domnul, ca să ne modeleze cumva, trebuie puțin uns, să ne ungă ochii, să nu dispară așa repede dragostea Lui despre fața noastră, dar mai trebuie să facem și noi un lucru, cum spuneau și frații. Domnul Iisus ni se arată în felurite moduri în viața noastră. Dar oare știm noi că e tina Domnului Iisus peste noi? Oare știm noi că Domnul Iisus face aceste lucruri ca să ne întoarcă la El? De câte ori mi s-a întâmplat în viața noastră să avem o problemă mai ușoară, mai grea? Și ce am zis noi? Ne-am dus noi la scăldătoare să ne spălăm? Din contră, ne-am depărtat. Ne-am depărtat de Domnul Iisus și n-am reușit să dăm acea tină jos. Pentru că dacă ne-am fi dus acolo unde ne cere Domnul, am fi putut să ne spălăm cu adevărat, cu apa vie, să putem să vedem din nou cuvântul Lui. Stăteam și mă gândeam că acum noi, cei din oastea Domnului, care L-am primit pe Domnul Iisus, ce ne-a lăsat Părintele Iosif Trifa, că înseamnă oastea Domnului? Aflarea? Vestirea cui? Domnului Iisus. Dar care Domnul Iisus? Răstignit. Ce înseamnă? Că noi acum, așa văd eu lucrurile, că cei din oastea Domnului suntem unși cu sângele Domnului Iisus Hristos, că El, acum, sângele Domnului ne-a acoperit toate păcatele, ne-a spălat toate păcatele. Și noi ce trebuie să facem acum? Cum ne învață Domnul în versetul 5, când sunt în lume, sunt lumina lumii. Deci trebuie să dovedim lucrul acesta, să fim cu adevărat o lumină pentru Domnul Iisus, că numai sângele Lui ne-a curățit viața. Și acum depinde și de noi. Dacă mergem către scăldătoare și nu mergem în altă parte, vom vedea cu toții. Vom vedea cu adevărat slava Lui, care ne așteaptă cu brațele deschise pe fiecare, oricum am fi noi. Și de la vârstă fragedă și la vârstă înaintată. Mă uit la fratele Gicu și nu văd decât o viață trăită cu Domnul Iisus Hristos. Și ce spunea? Multe lucruri ne leagă în lumea aceasta, dar trebuie să ne gândim altfel. Trebuie să ne gândim
Ce ne așteaptă după lumea aceasta? Ne așteaptă oare Domnul Iisus? Ne așteaptă cu siguranță pe toți pentru judecată. Dar cum? Avem tina despre care se vorbește peste ochii noștri și am fost să ne spălăm de ea? Ne-am lăsat noi de toate năravurile noastre? Deul acesta puternic care repede se aprinde în noi, dar greu îl potolim. Mă uit la mine, mă uit la mine, nu zic de nimeni altcineva. De când am cunoscut cuvântul Domnului, e o altfel de viață. Dar nu reușesc cu adevărat să fac și pe alții să înțeleagă acest lucru. Încă eu ăsta de mine, cred că să-ți bate acolo tare, să iasă în frunte, dar cu ajutorul Domnului și mă rog pentru toți frații, nu e așa ușor să ieșim aici să vorbim, pentru că v-am spus, nu vorbim noi. Eu aici când ies, mă gândesc că Domnul vorbește prin mine, că dacă aș vorbi eu, poate ați înțelege altfel. Dar când Domnul vorbește, înțelegeți ca de la Domnul și mă rog să intre toate cuvintele Domnului în inima voastră, să putem să ajungem cu toții, chiar dacă nu vedem, să ne ținem de mână unii cu alții, să ajungem la scăldătoare împreună. Că dacă ajunge doar unul dintre noi, nu de ajuns. Domnul pe toți ne vrea. Domnul caută în noi să fim o lumină în viață. Domnul caută în noi să-i fim cu adevărat ostași. Ostașii curajoși. Ostașii care nu se tem de anumite hopuri, să nu le zic altfel, care le întâlnim la tot pasul, care le întâlnim la tot pasul. Și cu toții știm și au spus și frații că în jurul nostru sunt cele mai mari greutăți. În jurul nostru sunt cele mai mari lupte de dus. Viața de ostaș nu e așa ușoară cum se crede. Viața de ostaș este o viață cu suferințe. O viață cu suferințe în ce fel? Să lăsăm lumea în care am trăit, în care am fost și să venim la Domnul Iisus. El știe ce are de făcut cu fiecare dintre noi. Dacă ne trebuie tină, ne dă tină. Și când spun tină, poate să fie și o boală. Poate să fie și o mustrare. Poate să fie orice, dar să primim ca de la Domnul. Să primim că știm că dacă l-avem pe Domnul Iisus, cu El biruim lumea. Că El așa ne învață. Să nu ne fie frică, că și Domnul a biruit. Încă o dată vă spun. Oastea Domnului este unsă cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi acum avem ochii deschiși, că am cunoscut cuvântul Lui. Nu trebuie să-i mai închidem. Nu trebuie să mai ne întoarcem la viața de aia, din trecutul nostru. Trebuie să o păstrăm pe aceasta curată. Să păstrăm izvorul acesta sfânt al crucii de la Golgota, care Domnul a făcut pentru fiecare dintre noi această jertfă. Pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare suflet. Este foarte greu să mărturisești despre Domnul Iisus și pentru cât a făcut pentru noi. Te încearcă mii și mii de emoții, numai când te gândești cât a suferit pentru întreaga omenire. Și totuși ne-a dat un pas înapoi. Noi de multe ori spunem, nu prea mă simt bine astăzi, nu mă duc la biserică, dar Domnul n-a dat nimic, cu nimic înapoi. Cu nimic n-a dat înapoi. Așa trebuie să fim și noi. Să nu ne împiedicăm de orice piatră. Să nu ne împiedicăm de orice lucru mărunt.
chiar dacă apasă greu în viața noastră, trebuie să avem curajul că l-avem pe Domnul Iisus și nu numai să-L vorbim aici, să-L și trăim cu adevărat. Slăvit să fie Domnul Iisus! Amen.